în această perioadă mă ocup ca și administrator de calculatoare la un spital privat din Oradea. Pe mine m-a tras la cursul de cyber security ideea de a contribui la protejarea mediului virtual, promovarea și în același timp educarea oamenilor în ceea ce fac în mediul online și cum să prevenim și să ajutăm utilizatorii. Cursul mi s-a părut un curs interesant. A fost și o provocare în același timp pentru că era desfășurat după masa, când toată lumea venea după lucruri, deci trebuia și un pic de timp și dedicare. A fost bine explicat, structurat, am avut și parte practică, ceea ce a contat foarte mult să lucrăm și parte practică. Totul a ținut de răbdare și înțelegere și a fost și deschiși și ei să ne ajute, să ne răspundă la întrebări, când am avut tot timpul pentru legate de curs și de cyber security și am mai învățat și chestii fun facts despre cyber security. Certificarea pe care am dobândit-o la acest curs mă ajută să mă plaseze mai bine în piața muncii, mă evidențiază. Am observat că angajatorii urmăresc foarte mult certificările, iar acest curs și certificare pe care le-am obținut o să mă ajute să fiu mai în evidență la pe posturi similare de cyber security. Intențiile mele sunt de a lua ce am învățat acum, cunoștințele pe care le am, și să mi le îmbunătățesc în timp și în același timp să le pot aplica și în viața de zi cu zi la lucru în domeniul în care lucrez momentan și de asemenea oportunitatea de a avansa în carieră chiar pe această chestie de cyber security.